Salutare tuturor! În episodul de astăzi vă prezentăm o orablă, că mașini extraordinar de frumoase și de bune v-am tot prezentat. Deși suntem patrioți și ne place țara în care locuim și în care ne-am născut, astăzi o să vă prezentăm mașina din dreapta mea, Dacia Sandero, în niște detalii care nu prea se văd la un atelier de detailing. Haideți după mine! Marele minus al mașinilor românești a fost, este și cred că va rămâne tratamentul caroseriei anticoroziv și calitatea și felul în care este aplicată vopseaua. Mașina din imagine, aparține unor prieteni, avem acordul lor să o filmăm, știm tot istoricul lor, a fost cumpărat în 2008-2009 de către o familie de români, a costat în jur de 9.000 de euro și are circa 60.000 de kilometri făcuți în acești 10 ani. Cum spuneam, marile minusuri la capitolul caroserie, tratament al tablei și al vopselei, exfolierile de pe stâlpi, atât pe partea asta, cât și pe partea cealaltă, decolorarea plastic, mânerilor care sunt dintr-un plastic, ștergătoarele care efectiv au ruginit. Parbrizul este parbrizul original al mașinii, n-a fost schimbat. Și acum să ne uităm puțin în compartimentul motor. Cred că are motor, nu? Da, uite aici, negru. Motorul este cu semnele producătorului, este un 1.6, mai mult ca sigur cu 8 supape, care la prima vedere nu prezintă pierderi de ulei, decât foarte puțin aici în zona compresorului. Lichidul de răcire are culoarea care trebuie și este la nivelul la care trebuie în vasul de expansiune. Exact cum bănuiam și cum știți. E o mașină întreținută. Pe partea tehnică, modelele Dacia sunt ok. Pe partea tehnică. Pe partea de caroserie ar mai trebui lucrat, pentru că am văzut și dastere din 2010-2011 cu puncte de rugină. Și ce o să facem? Să încercăm într-un episod viitor să găsim un Sandero adus, un Sandero din Franța sau din Germania, și să-l comparăm cu... Să vedem dacă teoria noastră se adevărește, nu? Teoria este, exact, teoria este foarte, foarte sigură. Adică e un dublu standard. Garantat. La interior, deci v-am spus, mașina are 60.000 de kilometri real, pentru care garantăm, și scaunul de la șofer are niște urme de uzură. Fără să fie supraponderal sau... Hai să facem ceea ce și, ne-a surprins cel mai mult. Exact, ceea ce l-a surprins pe Cosmin și acum și pe mine, uzura pe care mașina asta o prezintă la volan. Este incredibil când în doar 60.000 de kilometri, un volan care nu este îmbrăcat în piele, este doar din plastic, are nivelul ăsta de uzură. Am văzut uzura de asta la mașini cu 400.000 de kilometri. Gândiți-vă, am văzut niște comentarii. Aici nu este vorba despre cum se spală omul pe mâini, cum... Am văzut niște comentarii. Uite, pot să filmez și aici la clanta astea, la mânerele de la uși din interior, cum nu au niciun fel de uzură. Uite. Adică aceeași mână care folosește volanul, mână, da? Folosește și aici aceeași mână. Plasticul este plasticul. Nu mai vorbim despre plastic. De Daci. Nici nu aveam așteptări, da. Totuși, la o mașină nouă ai avea așteptarea că volanul după 60.000 de... Mihai, ia-tu cheia. Unde este cheia? Facem one shot. Fii atent, ca să nu se... Unde este cheia? E pe pervaz. Nu e cu keyless. Da. Poți să mai zici tu una alta, că acum o să te... Uite, una alta. Am luat cheia, dar nu cred că e cheia. Nu cred că e cheia potrivită. Ia vezi. Nu e cheia potrivită. Asta e cheia. Dai să o pun înapoi pe asta. Da. Haideți să vedem, uite. Și acum surpriza. Stai să vedem.
care fix kilometri pe care i-am spus că i-are, nu? Nu dorim să... Bă, dacă îi cunoaștem pe oamenii care o au... Unde scrie? Ia să vedem cum... 68.000 are, uite, vezi? Da, 68.000. Hai să o pornim. Pornirea sfert de cheie, ca la orice mașină pe benzină. Motorul se aude bine. Puțin probleme pe la tobe. Și să vedem dacă mi-a merge aerul condiționat, nu? Ia vezi, eu nu pot să vin lângă tine, dar cred că oamenii au încredere că... După cum a clănțănit compresorul, a pornit. Și așteptăm să vedem. Haideți totuși să vă prezentăm și cum putem prova un aer condiționat, nu neapărat din interiorul mașinii, cât din compartimentul motor. Un sistem de aer condiționat de pe mașini, sunt tot timpul două țevi. Când sistemul funcționează, una dintre țevi trebuie să fie rece, iar cealaltă caldă. Adică pe una se duce spre unul și pe cealaltă se întoarce. Pe una se duce rece și pe cealaltă se întoarce cald. Dacă una dintre țevi este caldă și cealaltă rece, sistemul de aer condiționat al mașinii funcționează. Și la asta se pare că funcționează. Farurile s-au mătuit și ele puțin. Partea de sus. Partea de sus, da. Nu știu cât se va vedea, sunt mătuite. O să iasă, dacă insiști pe ele și le faci cu... Dar de asta vreau să zic, n-au voie la 60.000 de kilometri. Și 10 ani. Depinde, poate mașina asta foarte mult în soare, în fața blocului undeva. Prietenii nu știu, știi ce zic? La ce să te aștepți? Că e ieftină, că... Este chiar atât de ieftină. Este la un preț ca și al concurenței. Un Sandero cu dotori în 2019 costă 90.000 de euro, la fel ca un Hyundai, ca un Fiat, din aceeași clasă. Peugeot poate mașini automat mai sigure, că să știm renumitele probleme la testele de coliziune ale modelelor Dacia, la testul Elanului și așa mai departe. Fiabilitate mai zi. În general toate mașinile de buget sunt fiabile pe partea tehnică. Adică pe au motorul fiabil. E veșnic ca cu motorul. Da, un motor simplu cum e acest 1.6 cu 8 supape este foarte fiabil. Asta e unul din motoarele care dacă se rupe curaja de distribuție nu este afectat. În general motoarele cu doar două supape pe piston nu au nimic la ruperea curelei în mers. Acum. Și de regulă toate modelele astea simple, constructiv, sunt trainice, să zicem. Nu avem nimic cu modelul Sandero. Avem ceva cu modelul acesta produs în 2008. Poate între timp sau mai... La mine la trebuie, nu prea trebuie neapărat să găsim una din Germania sau din Franța și să păstrăm materialul ăsta video și să facem niște comparații una cu alta. Pentru că asta totuși are 60.000 de kilometri, aia s-ar putea să aibă 200-300.000. Așa, materialul ineditat. Da, materialul e one cut. Exact. Doar suntem profesioniști, lucrăm la o televiziune. Nu neapărat, dar n-am vrut să fie interpretări. Cumva, eu știu că nu avem niciun interes. Suntem mândri că suntem români și suntem mândri de mașina, de produsele mărcii autohtone. Nu e chiar marca autohtonă, că nu mai e de mult. Hai să le spunem oamenilor. Scrie pe ea Made in România aici la motorul meu. Și pe Ford scrie Made in România. Și Ford-ul face mașini mult mai ok decât Dacia. Haideți să... Da, undeva Ford este o idee mai înaintea... Adică Ford se luptă cu Renault de la egal la egal. Ford nu are o marcă cu care da, Dacia să se lupte, da. Chiar deloc. Dar e interesant că modelele Dacia nu mai sunt atât de low cost. Eu vreau să subliniez că așa cum este Ford românească, așa este și Dacia, Renault românească. Deci, în aceeași măsură sunt. Da. Mai avem ceva să le zicem? Apăsați butonul subscribe al canalului nostru, pentru că în episoadele viitoare vor apare atât Carina cât și Nico. Amândouă deodată? Surpriză, nu ne deconspirăm. Bine, hai. Pa.